fac? Se registrează. Ah, perfect, gata. Hei, ce faceți? Mă bucur să vă revăd pe canalul meu de YouTube. Pentru cine este nou aici, eu sunt Ines și îți super mulțumesc că te-ai oprit să te uiți la acest videoclip. Am acest canal de YouTube și un blog pe care scriu experiența mea cu diabetul de tip 1. Încurajez oamenii să vorbească despre diagnosticul lor, să atragă un semnal de alarmă asupra condiții medicale pe care o avem și care nu este așa de ușoară pe cât ar crede alții. Așa că, înainte să încep video și să vă spun despre ce este vorba, vreau să fac o paranteză foarte importantă și anume să vă mulțumesc foarte mult acelora care mereu sunteți alături de mine, mă susțineți și îmi dați acele mesaje și gânduri pozitive și pline care mă încarcă cu această energie pe care o dau la rândul meu și vouă. Nu are sens să fiu clișeică sau siropoasă, dar vă super mulțumesc pentru că sunteți oameni, pentru că sunteți alături de mine, pentru că aveți încredere în mine și vă deschideți față de mine și doriți să îmi povestesc din viața voastră și eu sunt mai mult decât încântată să împărtășim experiențe și să ne cunoaștem mai bine, așa că oricând simțiți nevoia să vorbiți cu mine, eu sunt aici în social media, mereu vă voi răspunde la mesaje și dacă nu ați fi voi cu energia asta pozitivă, eu nu cred că aș fi la fel de entuziastă să apar aici pe YouTube și să vorbesc despre condiția mea medicală. Încheiând această paranteză, vreau să vă zic două cuvinte despre videoul acesta. Am preluat acest trend care circulă de mult timp pe YouTube și anume 50 de lucruri despre mine și l-am transformat și l-am făcut să rezoneze cu acest canal și anume 50 de lucruri despre diabetul de tip 1, pentru că de ce nu? Este o ocazie foarte bună să experimentez pe de o parte această latură a YouTube-ului, iar pe de alta să educ pe cei din spatele camerei care se uită acum la acest video. Fără prea multe adăugări, vă propun să intrăm în miezul acestui video și să rămâneți până la finalul, pentru că veți afla cu siguranță niște lucruri interesante, noi sau cel puțin inedite. Haideți să vedem! Cum sunt de modă veche, mi le-am notat în agenda ca să nu le uit și vom începe cu numărul 1. Este o boală autoimună. Nu are nicio legătură cu diabetul de tip 2 pe care îl cunoaște toată lumea și pe care toate bunicile îl au. Nu are absolut nicio legătură. Diabetul de tip 2 este rezistența la insulină, iar diabetul de tip 1, cel pe care l-am eu, este insuficiența pancreasului de a produce insulină, ceea ce ne face insulinodependenți, acele injecții pe care le facem zilnic. Nu se vindecă niciodată. Nu are leac, iar singurul tratament ca să supraviețuim este insulina. Nu ni-l provocăm noi, nu apare în urma unor alegeri alimentare, a unui stil de viață nesănătos sau oricare alte alegeri personale. Deci nu ne-l facem noi, apare pur și simplu. Apare la copii, în general, și tineri. Doar 5% din numărul total de diabetici din toată lumea au diabet de tip 1. Doar 5%! Medicina alternativă, plantele sau alte leacuri miraculoase nu dau roade. Așa că încetați cu tratamentele naturiste, nu! Diabeticii de tip 1 sunt insulinodependenți din prima zi de la diagnostic și până în ultima zi de viață. Nu putem trăi fără multiple injecții de insulină zilnice. Testăm glicemia de mai multe ori pe zi și da, implică mult sânge. De fiecare dată când mâncăm, trebuie să ne testăm glicemia, să calculăm ce urmează să mâncăm și să facem injecția de insulină sau să apăsăm pe pompa de insulină. Da, pot mânca orice! Da, pot mânca orice! Da, pot face orice! Absolut orice, doar că sunt niște limite. Hipoglicemia. Hipoglicemia se simte ca un mix de amețeală, tremurături, pierderea simțurilor, o transpirație groaznică. Starea pe care o ai după o hipoglicemie este ca o crâncenă mahmureală și ghișce. Nu ești în stare de nimic. Hipoglicemia este extrem de gravă, pentru că dacă nu este tratată la timp, poate duce la coma. Dar nici hiperglicemia nu este deloc amuzantă.
Hiperglicemia este atunci când nivelul de zahăr este prea mare, iar aceasta te face să te simți oribil. Hiperglicemia mă transformă în cea mai irritantă și iritabilă persoană de pe pământ. Hiperglicemiile constante pe parcursul anilor duc la complicații grave, cum ar fi pierderea văzului, pierderea membrelor, afectează rinichii, inima și toate celelalte organe. Da. Valorile normale ale glicemiei sunt între 80 și 110. Cea mai mare glicemia mea, 490. Cea mai mică glicemia mea, 28. Orice influențează glicemia, orice, nu doar mâncarea. Dacă am vise puternice, nu îmi crește glicemia. Dacă plâng sau sunt în acea zi a lunii, îmi scade glicemia. Nu există un pattern al glicemiilor, adică ce-mi scade mie azi glicemia, mâine poate să-mi o ridice, ce-mi scade mie glicemia, ție ți-o poate ridica. Diabeticii sunt dependenți de glucoză sau zahăr. Mythbusters! Dacă ești diabetic, nu înseamnă că nu ai voie să mănânci zahăr. Schema de tratament pentru un insulinodependent este formată din două insuline, rapidă și lentă. Insulina rapidă se ia înainte de masă sau de fiecare dată când vreau să scad glicemia, care este foarte mare, iar insulina lentă se ia în fiecare zi la aceeași oră, de obicei seara. Nu mai folosim aceste injecții clasice. Folosim penuri de insulină sau pompe. Senzorii de glicemie sunt acele dispozitive care înlocuiesc glucometrul clasic. Glucometrul clasic folosește o picătură de sânge pentru a-ți arăta glicemia ta dintr-un anume moment, pe când senzorii de glicemie sunt inserați în piele și stau acolo timp de mai multe zile, iar valorile glicemiei vor fi transpuse în mod digital pe un cititor sau pe telefonul tău, fără să mai fie nevoie să te înțepi în fiecare zi. Diabetul de tip 1 nu te împiedică să faci absolut nimic, ci îți pune o serie de condiții. Dacă vrei să alergi, poți foarte bine să alergi, dar trebuie să ții cont de glicemia ta, pentru că dacă ai o glicemie foarte mare, sportul îți va ridica și mai mult glicemia și vei risca să intri în comă. Poți să mănânci dulce, orice dorești, dar la fel trebuie să ții cont de glicemie, să o testezi, să-ți calculezi, să-ți iei marja de eroare și după aceea să acționezi cu insulina. Este o condiție medicală extrem de personalizabilă, în sensul că tratamentul meu este făcut strict pentru mine și nu poate fi compatibil cu nicio altă persoană. La mine este un demers, la diabeticii de tip 1 este un demers foarte lung și trebuie să mergi de multe ori la medicul diabetolog, să-ți vadă greutatea, să te testeze în anumite situații, să vadă cum ți se modifică glicemia în fața unor alimente, să poată să-și dea seama care ar fi sau nu dozele tale. Uneori este și o muncă personală de tatonat și de erori prin care tu singur îți dai seama care ar fi doza perfectă, dar niciodată nu se iau decizii de capul tău, mereu este o colaborare constantă cu medicul specialist. Diabetul de tip 1 nu poate fi prevenit. Nu se știu care sunt cauzele acestui tip de diabet, deși sunt multe speculații. Nu doar dulciurile sau zahărul cresc glicemia. Carbohidrații sunt responsabili pentru asta, iar ei se găsesc sub orice forme. De la prăjituri, aluaturi, fructe, până la orez, legume, cartofi, pâine. Dincolo de numărul de carbohidrați, trebuie să știm și indicele glicemic. Ce mai fi și ăla? Adică cât de repede glucidele dintr-un aliment se descompun și se transformă în glucoză care ajunge în sânge. Unei felii de pâine îi trebuie mai multe minute să ajungă sub formă de glucoză în sânge decât unui pahar de suc de portocale. Și aici intervine forma alimentului, pentru că lichidul, hei, ajunge mai repede decât pâinea care trebuie să fie descompusă în acele molecule și așa mai departe. Într-un an mi-am făcut aproximativ 1800 de injecții cu insulină. Tot într-un an mi-am făcut teste de glicemie de aproape 3600 de ori. În sensul că m-am înțepat în deget și mi-am scos o picătură de sânge ca să-mi testez glicemia. Da, de 3600 de ori pe an.
În România nu se găsește în farmacii senzori sau glucagen, lucruri vitale pentru viața unui diabetic. Dacă intri în comă hipoglicemică, glucagonul este injecția care te salvează și, ca să vezi, nu se găsește în farmacii. Nici senzorii de glicemie nu sunt accesibili în țară la noi. Trebuie să ne facem comenzi în afară, să avem rude peste granițe care să ne dea comenzi, să fie oameni sufletiști care să facă călătorii în scop medical. E dezarmant, dar dacă știu ceva despre diabeticii de tip 1, este că sunt cei mai luptători oameni și că niciodată nu lasă garda jos, pentru că, deși ei nu s-au oferit voluntari pentru acest diagnostic, ei au fost aleși pentru că sunt cei mai puternici oameni. Și nimeni altcineva nu ar putea să facă lucrurile mai bine decât o fac diabeticii de tip 1. Ha! Este un random fact, nu știu dacă este valabil, dar eu mă trezesc în fiecare noapte să îmi iau glicemia. Pentru că pot face hipoglicemie în somn și pot să nu mă mai trezesc deloc. De obicei sunt obligată să mănânc tot din farfurie. Și nu pentru că se supără mama, ci pentru că mi-am făcut în avans o cantitate de insulină care trebuie să pape zahărul. A.k.a. glucoza, a.k.a. glucidele din farfurie. Cât mi-am calculat înainte, atâta insulină mi-am făcut, înseamnă că exact atâta trebuie să intre în stomacul meu ca să nu fac o hipoglicemie severă și să ducă la complicații. Diabetul de tip 1 are foarte, foarte, foarte multe lucruri pe care nu am reușit să le spun în aceste 50 de lucruri, dar sper că în demersul meu aici pe YouTube voi face cunoscute toate secretele diabetului de tip 1, pentru că este foarte, 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 foarte interesant. Am uitat să mai spun ceva legat de numerele alea mari. Nu te mai simți prost pentru glicemiile alea mari pe care nu tu le-ai cauzat, nu este vina ta și trebuie să te bucuri din plin de viață pentru că faci o treabă minunată. Eu acum am luat glicemia și am aproape 300, ceea ce este enorm, dar nu este vina mea pentru că, ghici ce, entuziasmul mie îmi crește glicemia și când sunt foarte fericită, îmi sare de sub control și nu-i vina mea, așa că nu am să las niște numere să-mi strice ziua și voi face o corecție. În 2 ore o să-mi revin la normal. Iar ce voiam să spun este că tu, cel care te uiți la glucometrul tău și vezi acele numere foarte mari, nu fi supărat, nu fi dezamăgit, pentru că nu este vina ta, face o treabă minunată și trebuie să-ți amintești asta în fiecare zi, că nu este nimic la de mână ce faci tu, dar ești un luptător și nu trebuie să lași o glicemie mare să-ți strice ziua. Știu că sunt foarte mulți care nu sunt de acord cu mine, eu nu zic că trebuie să te abandonezi, ci din contră să-ți amintești că atâta timp cât depui efort în fiecare zi a vieții tale să ții sub control diagnosticul ăsta, faci o treabă minunată, chiar dacă rezultatele nu sunt pe măsură. Vreau să transmit pozitivism, vreau să transmit speranță, încredere, putere și încurajare. Pentru că toți cei care avem acest destin dulce suntem niște oameni deosebiți pentru simplu fapt că facem asta în fiecare zi și o facem foarte bine, în ciuda glucometrului care nu ne ascultă tot timpul, nu-i așa? Haide, zâmbetul sus, garda și mai sus și mergem mai departe, nu-i așa?